să încep fără să aduc câteva mulțumiri. În primul rând celor care ne sunt oaspeți astăzi, Alteței sale Principele Radu, care prin prezența la Oradea onorează numele casei regale orașul nostru, așa cum acest oraș i-a onorat întotdeauna pe cei care au făcut lucruri bune pentru România, au onorat Casa Regală a României. Nu găsim cuvinte pentru a mărturisi emoția și admirația pe care o avem față de comunitatea dumneavoastră pentru extraordinarul gest pe care îl faceți astăzi. Ați pus o temelie pentru România de mâine. Așa să ne ajute Dumnezeu!